Dragii mei, astăzi vă îndulcesc ziua cu un tort extrem de delicios, rapid și fără coacere, cu piersici, ciocolată și cremă de mascarpone. Eu l-am preparat în 5 minute. Pentru blatul rece de biscuiți am folosit 200 de grame de biscuiți cu cacao, 90 de grame de unt topit și răcit. Am blenduit totul foarte bine. Vă invit și pe Instagram, Ionela Schicem, vă mulțumesc! Compoziția obținută am pus-o într-o tavă cu mărimea de 22 cm cu inel detașabil. Am presat-o bine cu un pahar, apoi am pus-o la răcit la congelator și m-am apucat de cremă. Pentru cremă am folosit piersici compot din comerț. Am tăiat cubulețe 300 de grame de piersici. Să-mi spuneți în comentarii dacă vă place acest delicios tort și aștept rezultatul și pozele voastre. Apoi am pus la mixat 250 de grame de mascarpone cu 125 de grame de zahăr pudră, 300 de ml de frișcă din smântână proaspătă și am mixat totul până când am obținut o cremă densă. În final am oprit mixerul, am adăugat piersicile tăiate cu bulețe și o esență de rom. Mie îmi place cu esență de rom, puteți adăuga oricare esență vă place. Am încorporat totul ușor cu o spatulă, iar crema obținută am așezat-o ușor peste blatul rece de biscuiți. Am nivelat-o foarte bine, apoi am pus tortul la frigider și m-am apucat de glazură. Pentru glazură am folosit 100 de grame de ciocolată neagră pe care am topit-o pe baie de aburi. Apoi deasupra am adăugat 100 de ml de frișcă din smântână proaspătă și am încorporat ușor. Glazura obținută și bine răcită, am așezat-o peste tort. Am nivelat-o ușor. Apoi am pus tortul la frigider la răcit pentru o noapte. În final i-am îndepărtat inelul. Deasupra îl puteți orna după preferință. Eu l-am ornat cu 100 de ml de frișcă din smântână proaspătă și 50 de grame de lapte condensat bine mixate și piersici tăiate cu bulețe. Iar rezultatul este de poveste, după cum vedeți și voi. Este atât de delicios și se prepară atât de ușor, iar membrii familiei sunt cei mai fericiți. Dacă v-a plăcut și v-am inspirat, nu uitați să-l distribuiți și pe pagina dumneavoastră. Să vă fie de folos, vă mulțumesc pentru vizionare și poftă bună!